Olohan acum. Bine a pasat acolo pentru Mihalcea. Se cere 11 metri, nu, însă corect. Marian Salomir acordă corect lovitură de la colț. Mihalcea face semn că nu a cerut penalti. Totuși se acordă cartonașul galben. Cartonaș pentru simulare. Tâlvan va executa această lovitură de colț pentru Dinamo. Doar Lupescu a rămas undeva la 30 de metri de poarta lui Martin Tudor, portarul stelist, nu reușește să agățeze balon și autogol. Autogol, 1-0 pentru Dinamo. Autogol. Incredibil, incredibil, Lincar și Niculescu au fost lângă acest balon, împietriți. Radu Niculescu a lovit greșit balonul. Radu Niculescu a fost ultimul care a lovit balonul. 1-0 pentru Dinamo. A încercat Martin Tudor 6 puncte distanță acum în acest moment, cu 8 minute înainte de final, între Dinamo și Steaua. Dinamo trece pe locul 2. Un gol neașteptat. Parcă s-a vorat prea târziu. Iată, în toată reluarea, Radu Niculescu a lovit acolo greșit balonul. Radu Niculescu și Belodedici n-a mai avut nicio șansă să rezolve faza. Radu Niculescu este autorul golului. El nu a înscris pentru Steaua, a făcut-o pentru Dinamo. Nu, Belodedici, iată. Belodedici. Belodedici, dar el a încercat să scoată balonul de acolo, s-a trezit cu balonul în picior, nu a mai avut ce să facă. Martin Tudor a trecut și el pe lângă minge. Belodedici, nu știu, a încercat să dea minge. Ghenionul a avut de tibi lung. Mai mult aceasta l-a lovit în picior și de acolo s-a dus în plasa laterală. Ghenionul a avut de Dinamo atunci, Ghenionul a avut de Steaua, iată se prelungește.